Eu admir foarte mult sentimentele personajelor, mai mult a autorilor, că el și le-a exprimat și felul în care povestește întâmplarea. A fost prima oară când am studiat mitologia nordică, nu am fost pasionată, dar acum că am aflat că este foarte interesantă și foarte educativă, mi-a plăcut foarte mult și vreau să o duc până la capăt și să ne apucăm și de alte mitologii.